Plăcinta cu cartof dulce nu este o plăcintă foarte consumată la noi în țară, de fapt nu este una consumată, totodată știu că deja o mare parte din voi ați gustat-o, desigur poate și preparat-o. Varianta mea este pregătită de la zero, așa că dacă vrei să vezi cum am făcut-o, te invit să urmărești acest videoclip. Ingredientul principal sunt acești cartofi dulci care, deși au același nume, nu trebuie să fie confundați cu cei normali, fiindcă sunt foarte diferiți. Mai degrabă aș găsi o asemănare mult mai puternică între ei și un dovleac. Cartofii, în mod evident, îi voi folosi copți, așa că îi voi băga în cuptor împreună cu un măr. Am acoperit cu o folie de aluminiu doar pentru faptul că se va pătrunde mult mai repede. Acum că am dat asta la o parte, vreau să pregătesc un aluat clasic crocant. 350 de grame de făină, 2 mâini de zahăr brun, aproximativ 60 de grame. În mod normal aș folosi fără ezitare un baton de vanilie, însă am vrut să fac această rețetă cât mai accesibilă pentru voi. Tocmai de aceea am folosit un plic de zahăr vanilat bourbon. Am mai adăugat coaja raselor la lămâie împreună cu puțină sare. La un aluat crocant, la un aluat clasic, cantitatea de unt trebuie să fie jumătatea cantității de făină. Așa că am folosit 175 de grame de unt. Pentru acest aluat, untul trebuie să fie neapărat rece. Am amestecat 4 sau 5 minute până când untul devine oarecum fărâmițat. Am adăugat un ou împreună cu ceva lapte. Aș aproxima laptele undeva la 100 de ml. Am încorporat totul foarte bine, iar în scurt timp aluatul a început să se formeze. După ce s-a format, l-am scos pe masă și am frământat încă 2 sau 3 minute, doar pentru a fi sigur că se leagă și se omogenizează foarte bine. Am împachetat aluatul într-o folie subțire de plastic împreună cu ceva făină. Aluatul trebuie păstrat în frigider o jumătate de oră. După 45 de minute, mărul trebuie să fie gata, iar cartofii au mai avut nevoie de aproximativ 15 minute. Temperatura pe care am folosit-o este de 180 de grade. Am împrăștiat puțină făină pe masă, iar acum aluatul poate să fie întins. Voi păstra de acum puțin aluat, doar pentru a folosi la final, pe post de decor. Îndată ce aluatul este întins relativ subțire, este gata să intre în tavă. Metoda clasică este să te folosești de făcăleți pentru a realiza asta cu ușurință. Excesul de aluat trebuie îndepărtat, ceva ce nu se poate face mai ușor. Am înțepat de câteva ori cu furculița, iar în această primă fază aluatul trebuie copt la cuptor, 12 minute, 180 de grade. Am folosit 4 cartofi împreună cu 2 mâini de zahăr brun, o linguriță rasă de scorțișoară, am adăugat și mărul, la care am alăturat coaja, care va ajuta subtil aroma. Îndată ce am amestecat bine, am adăugat o cană plină cu lapte, aproximativ 300-350 ml. 2 plicuri de zahăr vanilat, 2 întregi. În mod normal, făina nu este neapărat obligatorie, însă pentru a mă asigura că totul se leagă bine, am adăugat o lingură. Ultimul ingredient este zeama de la jumătate de lămâie. Când aluatul s-a răcit, este timpul să îmbinăm totul. Aluatul îndepărtat și am păstrat la început, l-am întins bine și l-am tăiat fâșii. Am întins un strat subțire de gălbenuș de ou, iar acum plăcinta este pregătită pentru cuptor. Va avea nevoie de o oră la 165 de grade. Acest tip de plăcintă merge cel mai bine cu frișcă, așa că am bătut o smântână grasă împreună cu 2 lingurițe de zahăr brun. Plăcinta s-a răcit bine, iar acum nu rămâne decât să mai dau cu puțin zahăr pudră. O rețetă într-adevăr mai complexă dacă ne gândim să facem totul de la zero, însă la final cu siguranță totul se merită. Sunt Alex Basarabă, pe data viitoare!